Soia reprezintă o sursă de hrană pentru oameni de mii de ani și, de asemenea, este indispensabilă furajării animalelor. Comisia Europeană a dat publicității o serie de date statistice care arată că, în anul agricol curent, Uniunea Europeană a importat din Statele Unite ale Americii o cantitate de 8,244 milioane tone de soia boabe, în creștere cu 121% comparativ cu anul precedent. România poate deveni un reper important pentru producția de soia nemodificată genetic grație proiectului european Danube Soia. Proiectul are rolul de a stimula creșterea suprafețelor cultivate cu soia nemodificată genetic în bazinul dunărean și zonele adiacente din Europa. În județul Ialomița, un important cultivator de soia convențională cu buletin de analiză non-GMO este inginerul agronom Viorel Nica, managerul SC Agrichim SRL Fetești. La Agrichim Fetești au fost prezentate zeci de soiuri autohtone și străine, dar și diverse variante tehnologice privind densități, distanțe între rând, tratamente pentru controlul dăunătorilor, dar și pentru sămânță. Partenerii la acest eveniment au fost companiile de marcă din domeniul producerii de semințe și cel al inputurilor, care au prezentat tehnologiile și tehnicile agricole aferente culturii de soia. Se pune un foarte mare accent pe aplicarea unor tratamente bio și pe utilizarea hibrizilor cu toleranță mare la secetă și productivitate ridicată. Cultura de soia are însă randament maxim pe terenurile irigate. În această zonă vreau să vă dau câțiva indici climatici de care și factori climatici cu care noi ne-am întâmpinat. După cum știți, din primăvară a început seceta la noi. Ultima prognoză de precipitație în luna iunie și iulie, în această zonă am avut 44 de litri pe metru pătrat în 60 de zile. Ceea ce vedeți în platforma Danube Soia, să știți că această cultură a fost salvată prin sistemul de irigare al societății noastre, dar care, datorită temperaturilor ridicate, nu a reușit să facă față stării de aridicitate și a lipsei de precipitații. Se împlinesc 6 ani de când, împreună cu domnul Nica, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru sprijin, colaborare, am început acest program cu platformele demonstrative pentru soia, unde am încercat să prezentăm o colecție de soiuri de autohtone și străine și diferiți factori tehnologici ai culturii de soia. Anume, soiurile mai timpurii și ceva din alte grupe de precocitate, mai alte grupe de maturitate mai tardive. Sigur, Oana Iep, Daciana, Camelia sunt soiurile care sunt în protocolul IMCDA Fundurea, la care se mai adaugă Ovidiu, Daciana tipul 0, categoria semi-tardive, Camelia Iep este un soi mai timpuriu, tipul 2 de 0, Crina Iep și Triumf. Triumf este din grupa 1, știți bine că este unul dintre cele mai vechi soiuri, în ghilimele, vechi soiuri create la IMCDA Fundurea. A treia soie este Arisan, are o perioadă de vegetație de 120 de zile, are o toleranță mare față de secetă. Un noi soi elaborat în anul 2018 în Ucraina și în Canada este soiul Lenca, care are capacități de lider în mai multe condiții de testare. Baza leguminoaselor în compania Saturnino constituia sau o constituie și acum cultura de mazăre. Cultura de soia reprezintă un pionierat și sunt convins că începând cu anul acesta vom începe dezvoltarea acestei culturi. Se vede foarte clar că avem și aici două, trei soiuri. Două sunt chiar Corona și Iacari, sunt două soiuri timpurii pe care am intrat în portofoliu anul trecut. Încercăm să facem o dezvoltare bună acestora, în special în zonele în care se tratează a fi cultivate aceste soiuri timpurii. Se vede foarte clar și talia lor este o talie jos, o talie redusă. De asemenea, o bună ramificare a soiurilor și nu în ultimul rând trebuie să evidențiem foarte clar
numărul de etaje și numărul de silingări care sunt pe plantă. Din punct de vedere al structurii producției, vreau să spun că MMB-ul este gătit între 190 la până la 220 de grame, de asemenea conținut de grăsime undeva la 20 până la 22% și proteina între 40-42% 42% la aceste două soiuri. Le recomandăm că tuturor acelor fermieri care vor să încerce două soiuri de calitate marca Satan Onion. Un al treilea soi, cel mai tardiv, este Tena. Se poate evidenția foarte clar toleranța foarte bună a acestui soi la secetă. Un soi de o culoare verde pătrunzător, o foarte bună ramificare și, bineînțeles, o tale cea mai înaltă față de celelalte două soiuri. De asemenea, cred că sunt în jur de 8-9 etaje de păstări de ramificări. Mentor este grupa 2 de 0, este cel mai vândut, cea mai vândută varietate la nivel de Europa din această grupă de maturitate. Este o plantă scurtă, o toleranță foarte bună la cădere, proteină 42 MMB undeva la 200. Soiul Director este un soi nou, va intra în comercial probabil anul viitor. Acest soi ca și productivitate este cam cu 10% în medie mai productiv decât Mentor. La fel, plantă scurtă, o toleranță foarte bună la cădere, proteina undeva la 41, MMB undeva la 200. Tribor, grupa 0. Este un soi care are o proteină 40,5, un MMB de 210. Este la fel plantă scurtă, toleranță foarte bună la cădere, se caracterizează prin cea mai bună toleranță la boli din portofoliul Euralis. Acolo unde știți că sunt probleme special cu sclerotinia, este un soi pe care noi îl recomandăm cu succes. Izidor, grupa 1 maturitate, proteină 41, MMB undeva la 210, are o creștere semi-determinată, o plantă robustă, o toleranță foarte bună la cădere. Foarte important, acest soi este cel mai folosit în consumul uman. Palador. Palador este la fel grupa 1 maturitate, proteină undeva la 100, o proteină undeva la 42, MMB undeva la 170. Foarte important este că este o plantă cu creștere nedeterminată, o plantă care ramifică foarte bine, o plantă robustă, o toleranță foarte bună la cădere. Cel mai important aspect este că Palador este numărul 1 în toate testările omologate la nivel european. Deci ca și potențial de productivitate este foarte stabil și foarte ridicat. Densitățile pentru irigat sunt recomandabile mai micuțe, gen undeva la 300 de mii. Mediator este în testare, o să trecem peste el, probabil că va intra în câțiva ani de zile în portofoliul nostru. Și o să ne oprim la Creator. Creator este un hibrid nou, este un hibrid care va intra în portofoliul nostru anul următor, este cel mai tardiv, soi pe care noi îl avem, este o creștere nedeterminată, proteina undeva la 42, MMB undeva la 210. Cel mai important aspect este că, la fel ca și Palador, el performă foarte bine în condițiile de irigat, dar și neirigat, la densități de 300.000 de plante. Soi de detalii mică spre mediu, dar cu o capacitate de producție bună, grupa 2 din 0. Aceste soiuri le avem în platforma demonstrativă de 3 ani de zile, cu rezultate foarte bune, indiferent de evoluția anului agricol. Corus este la fel, este grupa 2 de 0. Moravians și Naya sunt soiuri care sunt folosite în special pentru industria alimentară, datorită proprietăților organoleptice și a culorii hilului, care este de culoare deschisă. Are în testare două soiuri noi, anul acesta
Albiensis și Terția, ambele din grupa 2 de 0. O să vedem care este comportamentul în cultură și producția obținută. Compania Profzorfer nu are reprezentant aici, o să spun eu câteva cuvinte. Soiul Sigalia este un soi relativ stabil pe piață, îl avem din 2014 în platformele demonstrative, este grupa 2 de 0, este un soi cu o plasticitate ecologică și cu o stabilitate a producției bună. Soiul Atacama, grupa 2 de 0, este un soi nou, este primul an în care îl testăm. O să vedem comportamentul în cultură și producția obținută. Soiul Vigo din grupa 1 este al companiei românești ITC. Este un soi relativ tardiv, cu creștere nedeterminată, un soi cu potențial de producție bun. Programul de ameliorare de la Turda a omologat și înregistrat 21 de soiuri foarte timpurii și timpurii, iar anul acesta am omologat primul soi semitimpuriu și cu creștere determinată și se numește Raluca TD. Soiurile de la Turda, aveți în platformă 7 dintre ele mai reprezentative. Soiul Mălina TD, din grupa soiurilor timpurii, este prezent în procesul de producere de semințe de la stațiunea Lovrin, cu rezultate foarte bune și sperăm noi că o să fie prezent și pe viitor. Are indici de calitate foarte bun și domnii de acolo au fost foarte mulțumiți de comportamentul lui. Urmăm soiul Larisa TD. Acest soi are doi părinți celebri, Onyx și Felix, cel mai reprezentative soiuri de la Turda. Acest soi am încercat pe cât posibil să o plasăm în diferite locuri. Noi ne bucurăm că se omologează în soi, dar suntem cu adevărat fericiți când îl vedem și în producție. Soiul Larisa TD ar vând conținutul de grăsimi cel mai ridicat din gama noastră de soiuri. Soiul Cristina TD, de asemenea timpuriu. Acest soi a fost creat special pentru industria alimentară, având un MMP ridicat de peste 180, având și culoarea hilului deschis, adică culoarea galbenă, și începând de anul acesta ne dorim procesul de ameliorare să-l orientăm spre trei direcții, și anume soiuri cu destinație specifică, industria alimentară, în hrana animalelor și pentru ulei, și lucrăm în acest sens. Cristina fiind alături de Felix, două soiuri reprezentative pentru industria alimentară de la noi. Soiul Caro TD, de asemenea timpuriu, este soiul care o să înlocuiască soiul Onyx în rețeaua ISIS, fiind martor pentru grupa lui de maturitate, cu rezultate foarte bune și fiind soiul cu rezistența la cădere cea mai ridicată de gama noastră. Avem și soiul Phoenix, după cum am spus, soiul nostru reprezentativ, având o plasticitate foarte mare, regăsindu-se în diferite zone din țară, în special în Transilvania, Moldova și Câmpia de Vest. Acesta, după cum am spus, fiind pentru industria alimentară și nu numai. Urmează soiul Ada, un soi mai nou, acesta având creștere semideterminată, având genealogie din America de Nord și având rezultate foarte bune în producție în sistem irigat peste 5.000. Soiul Carla TV, având indici de calitate foarte bun, 41 la proteină și 21 la ulei. Acesta fiind prezent la un fermier pe la noi din zonă, în procesul de producere de sămânță, având anumite indici pentru calitate foarte bun și noi îl recomandăm, având și rădăcinarea cea mai bună, fiind cu o rezistență mai bună la secetă. Daimsa este un producător de biostimulatorii, a început în anii 70 pentru legumicultura. Din 2009 s-a început să se folosească aceste produse la soia în Brazilia. Și prima dată că s-a folosit în cultura mare a fost în România, în 2012, la o fermă din Tulcea. Anul trecut am fost invitat de Dragoș să vizitez toate platformele. Mi-a plăcut. Am insistat la firma la IMSA să se inscrie, să devină membru în Asociația Donau Soia. Și anul acesta suntem prezenți la toate evenimentele și în România și în Republica Moldova.
Aici avem două loturile diferite cu două tratamente diferite. Experiența în soia în România începem acum. Noi am venit cu protocoalele făcute din alte țările unde se folosește de mai mult timp, dar condiții de pământ și climatologice din România sunt diferite, atunci încercăm acum să dăm de rețeta optimă. Aici am pornit de la un tratament minimal, unde am tratat sămânță cu Raithamix și cu Naturamin Cobalt cu Molibden și am dat un singur tratament foliar de jumătate de kilogram de Naturamin VSP. Naturamin este un complex cu 17 aminoacizi, din care conține 80% aminoacid liber. Este deocamdată singur produs pe plan mondial că conține aceste concentrații de aminoacizi, predominant prolina și serina, că sunt cele că sunt mai efective împotriva stresului plantelor. În al doilea lot am venit cu un program mai complet, adică tratam sămânță, la fel, cu Raithamix, stimulator de înrădăcinare, pe bază de alge marine, leonardita și aminoacizi, Naturamin Cobalt cu Molibden pentru a spori nudozitate și concentrație de azot în rădăcină. Noi de la Holland Farming vă propunem trei produse, nu vrem să complicăm foarte mult schema de tratamente. Două dintre ele sunt cunoscute sau foarte cunoscute, Crossmax și Agronis Power, gama de produse Agronis Power. Al treilea este un produs nou de la Atlantica Agricola, Raicat Como. Cobaltul și molibdenul, mai ales cobaltul, este un microelement de care se va discuta, un microelement nou, al șaptelea microelement de care se va discuta din ce în ce mai mult la plantele leguminoase. Are un efect foarte bun în dezvoltarea nodozităților și dezvoltarea populației de bacterii benefice Ciprizobium. De asemenea, despre molibden, un microelement care a fost mai mult neglijat, se va discuta din ce în ce mai mult. Cropmax este un produs pe care deja îl folosiți, duminica îl folosește pe toată suprafața și gama de produse agro-ustau. Vânzările și feedback-urile de la clienți sunt mai mult decât mulțumitoare și în această ocazie aș dori să mulțumesc atât domnului Dragoș Dima de la doamna Fea, cât și domnului Nica pentru suportul oferit. Ne-am uitat, încercăm an de an să identificăm eventual noi tulpini care dau rezultate mai bune. Și în munca asta primim și un ajutor inclusiv din partea cercetării. Ca și propunere în platforma tehnologică, din partea lui Naturevo, o parte din tehnologie ne aparține, partea de început să luăm cronologic aparține firmei Agrichim. Avem aici soiul de soia Triumf, semănat echilistan la 50 de centimetri, semănatul a avut loc la 25 aprilie. După cum vedeți, cultura arată destul de bine. Partea de semănat și combaterea bolinilor aparține firmei Agrichim, iar Naturev a contribuit cu un tratament la sămânță, care a inclus un produs rutin basic, care este un biostimulator de fază de aminoacid pentru înrădăcinare și dezvoltarea perișelor absorbanți. Ne aflăm în fața unei sole tratate cu produsele noastre, biohomosole, palmin, cu tratament sămânță biosem și așa cum puteți da seama, în una a la plantă pe care am epilat-o, vă spune, ca să putem vedea exact etajele. Avem 16 etaje pe această plantuță și în Olomei. Cultura, după cum vă puteți da seama, arată foarte bine în lipsa precipitațiilor. Dragi fermieri, vă rog să încurajați piața românească, să folosiți inputuri de calitate românești și cu siguranță veți la succes. Vreau să vă încurajez să cultivați din ce în ce mai sănătos, să vă gândiți la familie și la semenii dumneavoastră, să vă gândiți la produsele pe care le folosiți în agricultură, chiar și atunci când vă doriți să obțineți producții cât mai mari. Vă încurajez să testați produsele românești, să vedeți că ceea ce vă spunem este întru totul adevărat. Suntem cea mai mare fabrică de inputuri ecologice din România, iar produsele noastre și-au dovedit calitățile atât în agricultura convențională cât și în cea ecologică. În acest moment avem o tehnologie completă, începând cu tratarea semințelor, fertilizare și biostimulare și protecție împotriva dăunătorilor. Avem toate produsele certificate ecologic în Germania și rezultatele spun cuvântul.
Asta ne încarcă în fiecare zi feedback-ul pe care îl primim de la fermieri, după ce folosesc produsele noastre și rezultatele, producțiile pe care aceștia le au, în special calitatea produselor lor și cantitatea pe hectar. Vreau să vă prezint biostimulatorii care se numesc Piloton, marca Biochem, policistul pentru semințe, și să vă explic un pic pe mașină, că de asta am lăsat-o intenționat aici și am pregătit. La martor, vizual, cam aceeași talie, dar subteran, biostimulatorii ce pot face. Noi am aici la 2 juniori alte produse cu alți biostimulatori, să comparăm pilotonul cu folicistul cu alți biostimulatori de aici din zona. Am recoltat, am furat după la colegi, sper să nu se supere. Da? Vedeți la tratamentul cu folicist și filoton numărul de nodozități care apar pe rădăcini, comparativ cu martorul și alți biostimulatori. Și aș vrea să vă arăt inclusiv faptul că sunt active, da? Deci bacterizarea e foarte ok și suntem foarte activi, cât și starea de sănătate a culturilor. Mă refer în mod special la tratamentul cu poliversul, care, repet, este bio. Am dorit să-i mulțumim pentru colaborare domnului, atât domnului Dima, cât și domnului Mica, pentru că ne-au primit, începând de anul acesta, pentru Belchim este o noutate, începând din 2019, avem în portofoliu și un erbicid preemergent pentru soia. Numele său este Proman. Este cel mai complet erbicid în preemergentă. De ce zic cel mai complet? Pentru că combate atât buruieni monocotile anuale, cât și pe cele dicotile anuale. Printre cele mai importante ar fi zârna și, putem spune, primul val de cornuți. Ca și doza omologată ar fi între 2 și 3 litri, în funcție de conținutul de sol. Cu cât conținutul de humus este mai mare, cu atât doza trebuie mărită. Vă prezentăm și noi două produse arhicunoscute. Este vorba de două erbicide în acest caz, la cultura de soia. Vorbim de Frontier Forte, unde aici s-a aplicat în doză de 1 litru la hectar. Însă vreau doar să menționez că omologarea produsului este între 0,8 și 1,4, funcție de conținutul de humus al solului. Îl putem folosi așadar doar ca un produs preemergent pentru principalele buruieni, atât monocotile donate, cât și dicotile donate. În cazul în care avem, probleme cu seceta, ar trebui totuși, este un produs care se poate încorpora ușor cu combinatorul. Dacă avem suficientă umiditate, atunci îl dăm direct pe sol la câteva zile după semăna. Legat de Frontier față de alte produse din piață, ca și pelicular, formularea sa permite ca produsul să se activeze mult mai ușor, deoarece are o formulare foarte solubilă în apă. Mai departe, mergând, aș vrea să vă povestesc câteva lucruri despre Corum. Este un erbicid, da, care s-a folosit la cultura de soia. Este un erbicid pe care noi îl recomandăm doar în post-emergență, începând de la apariția primelor frunze trifoliate, pe care noi putem să-l dăm funcție de gradul de infestare cu buruieni în două situații, și anume putem să folosim o singură doză de 1,9 litri la hectar, doză întreagă, împreună cu adjuvantul DASH, vin întotdeauna la pachet, sau putem să aplicăm secvențial în două faze, și anume 0,95 cu 0,95, nu uitați, bineînțeles, de adjuvantul DASH. Toate zonele de tratament, indiferent că sunt inoculanți sau cu droguri, au fost efectuate cu soiul daciana. Evenimentul Danube Soia captează anual interesul cât mai multor fermieri. După vizitarea platformei și a loturilor demonstrative de soia, companiile partenere au prezentat fermierilor detalii tehnice legate de genetică și de tehnologie aplicată în cultură. Reprezentanții Ministerului Agriculturii, ai Academiei de Științe Agricole și Silvice au vorbit despre importanța cercetării, despre măsuri pentru prevenirea importurilor, dar și despre acordarea unor scheme de ajutor pentru producători. Vreau să vă felicit sincer pentru că o arată cultura de soia.
Asta e în primul rând. Nu e simplu să faci o cultură clasică și să o aduci la nivelul la care a dat atunci. În al doilea rând, pentru această excepțională expozitură de soi. Vreau să mărturisesc și îmi fac mie a culpa că de câțiva nevăzând culturile comparative decât cele de la Turda și încă în două locuri, este o evoluție excepțională. Am uitat și ce înseamnă încărcătura, ce înseamnă primul etaj de inserție, ce înseamnă o anumită evoluție ca perioadă de vegetație și am uitat și la ce înseamnă fixarea azotului, care pe unul comunitară nu vreau să comentez chestiunile respective. Vă felicit pe toți, sincer. Dar vreau să spun fără să intru amănunte, pentru că părerile mele de acum 10-15 ani nu s-au schimbat, când să vă spun. Cred că pentru ce înseamnă viitorul și pentru ce urmează să se întâmple în natură, trebuie să vedem puțin mai departe. Altfel rămâi tributat și rămâi undeva în urma a ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Spun acest lucru pentru noi, pentru România. Pentru că suntem membri unei structuri. Spun pentru ceea ce se întâmplă la nivelul de abordare a agriculturii în general, a cercetării și a eficienței producției agroalimentare europene. Și trebuie să o spun public că nu împărtășesc sub nicio formă ca să fie dată o hotărâre de instanță de judecată a unei înalte instanțe europene în ceea ce privește gândirea oamenilor, a cercetării. Evoluția vieții pe pământ a fost ca urmare a unor mutații întâlnite, sigur, sunt și alte teorii, dar mutațiile acestea ne-au dus spre ceea ce suntem astăzi. În fiecare secundă sunt miliarde de mutații. S-ar putea să nu reziste niciunul. Dar sunt unele care rezistă și care se constituie într-o bază, poate chiar de viață. Eu nu vreau să revin cu un exemplu pe care îl cunoaștem toți. Grâul hexaploid. Cum s-a format în natură? Pornind la diploid. Tetraploid, antipolipoidie și toate celelalte. Dincolo de ele, și mai ales discutând despre schimbări climatice, despre ce înseamnă reducerea pesticidelor, dincolo de orice producție care le realizăm, valoarea producției agroalimentare a României. Ne blocăm undeva între 14 și 16 miliarde. Știți care este potențialul minim? 40 de miliarde. Știți care este potențialul Italiei din ceea ce înseamnă potențialul natural al României? 42-44%. Și în 2016 a realizat 55 de miliarde. Pe sistem. Nu voi uita niciodată anul 1993, când s-a pus problema creierului unor facilități prin care am acceptat exportul de profit. Este una dintre marile probleme ale agriculturii. Ieșirea României afară trebuie să se reflecte la fermier. Dacă se reflectă în altă parte, nu este reflectă. Îmi permis să o spun după multă experiență de, și de management în agricultură și învățământ și cercetare, că problema noi încă nu ne-am planificat-o cu trebuie. Și nu este suficient să fie numai domnul Mica încă câțiva. Nu este suficient. Trebuie să avem o durabilitate. Trebuie să vedem întregul sistem de agricultură al României, cu tot ce înseamnă și la mic și la mare. Sunt de patru direcții pe care vreau să le precizez, consider foarte importante. În primul rând vorbim de fondurile naționale pe care consumă și la Mica, acolo la fața locului, pentru irigație. Programul național de irigație, cu studii de atritare, într-o studii principale de irigație, care ajută să fie să facă, bineînțeles, culturi cât mai profunde. Apoi fondurile europene. Atât pe fondurile FIR, desfășurate prin AFIR, aici vorbim de măsurile pe care le știți, de dezvoltarea exploatațiilor, măsurile foarte importante pentru UAI, investiții în funcția patrimoniului și aici, în Mica, să se urmărească proiecte, iar infrastructura simbolului de irigație, la dată dezvoltată, bineînțeles, și a conduce la aceste rezultate pe care astăzi le vedem aici. În afară de aceste lucruri, vorbim de fonduri naționale, de fondurile europene, desfășurate. Vorbim, bineînțeles, și de subvenția pe hectar, pe care trebuie să o uităm. Subvenție pe hectar, care la cultura de soia, în ceea ce știm de a de culturile de subvenție
pe suprafață sau apoi subvenția alimentară. ANT-ul, subvenția de sprijinul popular vegetal care nu vor face de 96 euro. Sunt ajutoare pe care distroii culturii le oferă cultivatorilor de soia. În afară de aceste lucruri, evident că subvențiile practic bănuiesc ajută de fiecare dată. Și nu în ultimul rând, legat de ceea ce spunea domnul Tabără și domnul Nica, cu propunerea guvernului, cred că ultimele lucruri făcute în acest an de către Ministerul Agriculturii, adică prin revitalizarea celor 11 cercetare care au fost scoase prin hotărâri de guvern și aduse într-o poziție în care pot să urmeze cât mai eficient pentru oameni. Și nu în ultimul rând, liceele cu fondul de rentă agricole, care și ele ar trebui să contribuie atât la informare, cât și la calearea de lucrători care să fie dumneavoastră folositori. Ce vă oferim noi pentru cultura de soia? Încercăm să simplificăm lucrurile, dar nu chiar la maxim. Deci vă oferim trei produse, dintre care două le cunoașteți foarte bine, iar unul este nou, este vorba de produsul Raitag Tomu, un produs de fază de copal și molibden. Celelalte două pe care le cunoașteți, cred că foarte bine, sunt Cropmax și gama de produse solubile Agrolif Power. Aceasta este rețeta pe care noi dorim să o propunem. Nu, cum am spus, nu am vrut să o topăm cu foarte multe produse, ci să fie cât mai simplă, dar cât mai eficientă de asemenea. Avem așa, în prima fază oferim Raikat Como, și ca și tratament solunță, dar o să discutăm despre el, Agrolift Power Azot și Crocmax. Despre Raikat Como, este produsul cel mai nou în gama Atlantica Agricola. Atlantica Agricola este o firmă din Spania, colegă, să spun, cu firma Dainsa, care a prezentat mai devreme. Noi avem un produs, este cel mai nou produs în această gamă. În tot o perioadă foarte grea, noi am menținut toate programele de ameliorare la toate plantele de câmp și am văzut că și la voia suntem competitivi. Pe dumneavoastră, fermierii de aici în sală, vă invit în această toamnă să veniți să luați soiurile de sută la noi, care, în condițiile foarte dificile ale anului agricol 2018-2019, au dat producții mari și cu indic de calitate foarte bun. Vă mulțumesc încă o dată, domnului Viorelica, pentru tot sprijinul acordat. Noi vom putea dezvolta o zootehnitizare a lumii și zootehnia, fără să nu avem această cultură pusă la punct, iar potențialul este între 500 și 1 milion de hectare și o producție care se duce la peste 2 milioane de hectare de soia. Cine îndrăznește să ne blocheze, să nu facem și ne pune să importăm? Am încheiat felicitări o dată sincer și pentru toți realizatorii de soiuri și ceea ce înseamnă produsele pe care le aplicați, le testați, ca să facem o soia mai bună. Încă o dată felicitări! Mulțumim domnului ministru, care urăm cu multă dorință, multă sănătate și aș dori ca cu această ocazie, pentru că e și reprezentantul Ministerului Agriculturii, secretar de stat Culceanu și președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, care s-a bucurat de fermierii tineri care sunt aici, eu aș vrea să vin cu o propunere care să fie luată în seamă, o să o depun și la consorțiu. Domnule președinte, domnule secretar de stat, fermierii din România sunt instruiți de firmele de inputuri, de firmele de semințe din afară. În România există un potențial foarte bun numai de semințe, nu de produse chimice. Aș dori ca Ministerul Agriculturii și Academia de Științe Agricole să formeze din nou cursuri pe județe, unele informații la nivel național, cum stă România pe plan național, cum stă pe plan internațional, ce trebuie să facem să nu mai rămânem tributar importurilor și balanța să înclină mai mult la importuri decât la exporturi. Participanții la eveniment, specialiști și fermieri, au avut oportunitatea să afle noutățile privind soiurile de soia, dar și tehnologiile eficiente de fertilizare și protecție a plantelor. Ediția cu numărul 6 a evenimentului Danub Soia, organizată la Agrichim Fetești, a fost și în acest an un real succes.